Poate ne întrebăm de ce nu fim unii la dragoste. Lipsa dragostei, fraților. Dragostea este Dumnezeu. Dumnezeu a fost turnat în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne adună la oaltă. Duhul Sfânt, cu ajutorul lui, biserica primară se înmulțea, creștea numeric valori. Și unde Duhul Sfânt lucrează și astăzi, se și vede că biserica este vie, plină de roada Duhului Sfânt în neprihănire. Și mă rog, și rog pe Domnul ca să ne ajute ca să pot transmite cuvântul Lui. Amin. Și voi toți care sunteți mătoare din trupul Lui, să fiți cu adevărat mlădițe altoite în viță, care vă trageți viața din Dumnezeu, căci despărțit de Dumnezeu nu putem face nimic. Domnul spunea că dacă cineva care nu este altoit în viță, vrea să aducă rod, nu poate să o aducă. Și aș vrea acum Domnul în dragostea Lui să facă sfânta altoire. Amin. Ca fiecare dintre noi să putem să ne tragem seva din Dumnezeu. Și atunci nu vom fi nici leneși, nici neroditori, nici nepăsători față de un Dumnezeu atât de mare. Ci vom căuta fiecare din noi ca prin viața noastră, prin trăirea noastră, să le transmitem celorlalți din casa noastră, din jurul nostru, din vecinii noștri, că Dumnezeu este dragoste. Amin. Și dragostea turnată din prin Duhul Sfânt ne îndeamnă la pocăință. Pocăința nu este altceva decât separarea de către lumea care ne înconjoară și punerea deoparte pentru Dumnezeu. Facă Dumnezeu în dimineața aceasta ca fiecare din noi să dorim să fim puși deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că Domnul spune că El cheamă de toți oamenii la mântuire, dar ne lasă libertate. Fiecare dintre noi suntem lăsați să alegem. Alegem viața, mântuirea sau moartea, osândirea. Domnul să ne păzească. Amin. Mă uit prima dată la un cuvânt pe care găsim scris în cartea Exodului, că am ales pentru ziua de astăzi două versete din Sfintele Scripturi, unde sunt patru condiții. Și vreau să mă uit cu dumneavoastră în prima parte în citatul din Exod 15:26, unde, după ce Domnul Dumnezeu scoate poporul evreu din robia Egiptului prin omul Moise, omul lui Dumnezeu, Dumnezeu acolo dă legi și porunci. Și acolo printre altele, în Exod 15:26, un cuvânt care cred că îl știe toți pocăiții, Domnul Dumnezeu spune așa, El a zis, dacă vei asculta cu luare aminte, și mă opresc la prima parte a acestui verset, câți dintre noi ascultăm? Domnul ne spune, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile, astăzi, veniți la mine, voi cei trudiți și povărați, astăzi vreau să vă bag, să faceți parte din trupul meu binecuvântat. Câți dintre noi, în urma auzirii cuvântului Dumnezeu, inima lor este străpunsă, precum o dinioară la predica lui Petru la cincizecime, când Petru rostea acele cuvinte, voi, mai mari ai norodului, l-ați dat să fie omorât prin crucificare, dar Dumnezeu l-a înviat și acum e la dreapta Lui și mișlocește. Pe acest Iisus pe care noi l-am văzut, l-am suferit, l-am auzit și în prezența Lui am mâncat și am zburat din vestim. În acest Iisus vi se vestește iertarea păcatelor, mântuirea sufletelor și aproape 3.000 de suflete au fost răpunse și au pus întrebarea, ce să facem fraților? Faptele cu 38. Și Petru le spune, pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în apă spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și mă uit, Doctor Dumnezeu, la cuvântul pe care îl găsim în Exod. El a zis, adică
cu luarea minte. Noi toți ascultăm, dar suntem ascultători cu induci. Dumnezeu spune să asculți cu luare aminte. Adică, ceea ce asculți înmagazinează bine. Pune minte ca la rândul tău să pui mintea copiilor tăi. Pentru că Domnul spunea în fapte, făgăduința aceasta, adică Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru cei care vor veni din voi și pentru oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu, nu? Și acum uite aici la cuvântul Evangheliei. Evanghelia aceasta a împărăției trebuiește vestită în puterea Duhului Sfânt la toți oamenii, până la marginile pământului. Și cine vor auzi, asculta, împlini, face voia Domnului, o să mântuiți. Cine nu, o să mântuiți. Ce ai spus Domnului? Dacă vei asculta cu luarea minte, prima condiție, glasul Domnului Dumnezeului tău, te întreb, dacă nu ești al Lui, poți să-L auzi? Poți să-L asculți? În Biblie spune că oile cunosc glasul și nu se duc după glas străin. Și păstorul își cunoaște oile. Și ele, oile, ale să meargă pe păstor. Și vine cu a doua condiție. Dacă vei face ce este bine înaintea lui. În primul rând, ce făcea Domnul Iisus Hristos în viața lui pământească? Învăța cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu pot să vă cer nimic înainte ca să vă învăț. Și Domnul primul lucru ce făcea? Îi învăța și spunea că cine vrea să trăiască în evlavie în Hristos, va fi prigonit. Doi, vă primim ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Trei, voi nu sunteți din lumea asta. Dacă sunt din lumea asta, lumea asta va iubi, pentru că nici eu nu sunt din lumea asta. De aceea nu urăște lumea. Și eu mi-am dat viața pentru oițele ușeiori, care el îți dă o viață din belșug. Și Iisus Hristos continuă afirmațiile. Eu sunt calea adevărul și viața. În nimeni altul nu-i dat soare în alt nume. Eu sunt pâinea din cer, care s-a coborât de lui viață. Eu sunt adevărata viță. Eu sunt calea adevărul și viața. Eu sunt ușa oilor. Eu sunt păstorul șerpului. Și vreau să vă întreb, ce înțelegeți voi care nu faceți parte din trupul lui? Mare lucru nu. Doar că m-au zis, în rând, ai niște atribute date lui Dumnezeu. Dar cei ce sunt din Dumnezeu, înțeleg că Iisus Hristos vrea să spună că El și voi suntem mădulare din Hristos în trupul lui, dacă în noi locuiește Duhul Sfințeniei. Pentru că prin Duhul Sfințeniei El se coboară înăuntru meu și îmi dă îndemnuri inimii. Cum vă explicați că Duhul Sfânt se roagă cu suspine negrăite? Nu? Nu știu să ne rugăm. Avem momente când nu ne mai putem deschide gura. Am ajuns într-un moment poate de mare criză. Mari probleme de sănătate. Și nu mai avem putere să ne rugăm. Dar interesant e, se roagă Duhul Sfânt. Și în momentul ăla simți că îți lasă ochii la plin, simți că ai putere peste tine și mai mult, ai putere să te rogi pentru ceilalți. Nu te mai rogi pentru tine, te rogi pentru ceilalți. Și facă Dumnezeu ca noi să învățăm. Iisus Hristos avea trei activități de pământ. Și în activitățile lui pământ ne-a transmis și mie aceste adevăruri. Găsim în Luca 9, 1, 2, 3, 8, că Iisus împuternicește pe cei 12 apostoli și le dă putere să meargă din loc în loc. Să vestească Evanghelia Împărăției. Să tămăduiască orice neputință și să exorciteze, să eliberească orice suflet robia păcatului și a morții și a Duhului Necurată. Și acum activitățile lui Iisus erau să învețe cuvântul, să predice pocăința și să insiste asupra ei și să vindece orice neputință aflată în popor. Acum în cartea Exodului, pentru că problema neputinței este împletită adesea ori cu problema păcatului și a morții. Mulți dintre noi, când suntem neputincioși, știm că ne așteaptă moarte. Și suntem conștienți pentru că toți trebuie să moară. Toți trebuie să ne împărtășim înaintea scaunului lui Dumnezeu. Dar acum vreau să vă spun, pentru tine care ești mântuit, moartea
părtăsi. Dragostea lui curată nimeni nu sfânt e mai mare ca lumea pe care noi o vedem. Și unii oameni consideră și cred că dragostea lui este micuță. Nu, nu. Domnul nu poate tolera păcatul nepăsării. Păcat prin care omul se dezintegrează din Dumnezeu. Mulți dintre noi au început un duh și o sfârșesc în firea pământească. Nu-i mai mișcă nimic. Poți să fie vorbire în limbi, poți să fie vindecări, poți să fie seamnă și nimeni, poți să facă Dumnezeu miracole, poți să facă Dumnezeu pe acel care cântă biserica să tresalbă de bucurie. Dar el nu mai mișcă nimic. Din ce cauză? Mlădița, dacă nu-i prinsă în viță, nu poate alege lor. Despărțită de mine, nu poate face nimic. Și acum te întreb, dacă ai ceva, ceea ce ai, nu-i darul tău. Este darul nemeritat pe care Dumnezeu ți l-a dat nu pentru că tu ești merituos, nu pentru că tu ești bun, ci pentru că El e milostiv. Și lui îi place îndurarea. Și acum mă uită Dumnezeu la aceste adevăruri. Dacă vei asculta, poporul Domnului a săvârșit un mărit păcat. Poporul a plecat în robie. Din ce cauză ajunge poporul Israel în robia asiriană? Din ce cauză ajunge în robia babiloniană? Din ce cauză ajunge sub păgânism? Pentru că l-au părăsit pe unicul Dumnezeu adevărat și a sfârșit Dumnezeilor popoarelor și s-au închinat făpturii în loc să se închine făcătorului cel și al pământului. Facă Dumnezeu să înțelegem că idolatria, imoralitatea, lepădarea de credință, acestea desparte om de Dumnezeu. O inimă rea și necredincioasă desparte om de Dumnezeu. Dumnezeu spune așa, dacă vei asculta cu luarea minte, tu iei aminte, cuvântul Domnului e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu întrebarea ce să face? Și Domnul ne spune, pocăiaște-te. Și fiecare din voi să fie pocat în apă spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Domnului Sfânt. A doua condiție este, dacă vei face ce este bine înaintea Lui. Ce este bine înaintea Domnului? Domnul ne spune că legile Lui, poruncile Lui, trebuie respectate cu sfințenie. Trebuie împlinite în funcție de ascultare și de împlinirea legilor și poruncilor. Ne garantează Dumnezeu mântuirea. Mântuirea nu vine cum cred unii prin merite personale. Este prin credință, prin har. Și Domnul face foarte mare precizie. Eu n-am venit să strict legea și prorocii. Eu am venit să le întăresc, să le împlinesc. Și vreau să mai adaug încă două porunci la poruncile pe care am transmis lui Moise pe Sinai. Din ce cauză? Ca noi să înțelegem valabilitatea poruncilor. Vrei mântuire fără păzirea poruncilor? Nu există. Vrei mântuire fără împlinirea cuvântului? Nu există. Dumnezeu să ne determine pe fiecare dintre noi să înțelegem. Nu îs valabile jertfele, ci din păcate și ziua de astăzi să merge pe jertfe. Mulți, 98% populația țării, încă practică șerfele. Și Domnul face o afirmație uluitoare, scuduitoare în cartea Maleahii, în care le spune preoților, v-am blestemat binecuvântările. V-am blestemat. Din ce cauză? Pentru că atunci când vă păceați înaintea mea, aduceți șerfe, șteate, oarbe, sluche. Oare îmi trebuiesc mie șerfele voastre? Am eu pământul cu tot ce-i pe el. Am ele șerfe, am ele toate. Și a gătit foamea noastră, nivou. Nu? Dar Dumnezeu nu mâncă voi, ci sângele sac și de veci. Dumnezeu vrea să spună, adu-ți ființa ta ca o șerfă, vie sfântă, plăcută înaintea Domnului, aceasta va fi din partea ta o slujbă duhovnicească. După ce asculți cu luarea minte cuvântul Domnului, glasul Domnului, după ce faci, nu? Ce este mie înaintea Lui? Și acum vine atent o condiție. Dacă vei asculta de poruncile Lui, dacă n-a spus de poruncile Lui, suntem vinovați. De cine? De trupul și sângele Domnului, pentru că Domnul spune că legile Lui, Dumnezeu, sunt adevărul. Psalmul 119, 104, 103, 104. Deci, legea este
toate legile lui. Deci, nu numai că le asculți, trebuie să și le faci. Să le și păzești. Și acolo spune, printre altele, să iubești pe Dumnezeu cum? Cum o iubim Dumnezeu biserica lui? Dragă-s-a pentru ea. Dar noi nu iubim pe aproapele nostru. Cum o iubim pe Dumnezeu pe care nu-l vedem? Domnul să-i dea pentru aceasta. Dumnezeu a promis sănătate și vindecare pentru poporul său. Asta vă spuneți la Dumnezeu. Dacă ei rămâneau credincioși legământului și poruncilor. Dacă nu plinești poruncile, nu faci voia Domnului, el nu promite vindecare. Și fii foarte atent. Mulți bolnavi, gen, strigă, plâng, suspină și Domnul nu-i pasă de neputințele lor. Mă uit la mulți neputincioși care se ani de zile chinuiesc pe patul de suferință. Și Domnul nu ia aminte la strigătele lor. Oricât se roagă, spune Isaia 1, 16, 15, 17 acolo, spune clar, nu vă ascult, pentru că mâinile vă sunt mânjite de sânge. Uniți sărbătoarele voastre cu jertfele care mi-au ajuns o scârbă. Oricât jertfe ați aduce, nu le primesc, nu mă uit la ele. Domnul vrea să îți aduci ființa ta ca o jertfă vie sfântă, plăcută. Și când aduci ființa ta înaintea Domnului, ce vrea Domnul? Să zidești pe temelia pusă de el în ascultare, aur, argint, pietre scumpe. Și când vii înaintea Domnului ce va te lua, te înfățișesc în fața căpeteniei cerului și îți aduci ființa înaintea lui. Mă uit la cuvântul Domnului. Declarația lui în acest verset era dublă. Eu nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni. Și vreau să mă uit dumneavoastră puțin la bolile cu care am lovit pe egipteni. Dumnezeu îi spune lui Moise, te duci în Egipt și scoți poporul din robie. Eu i-am văzut suferințele, i-am văzut de casă, și de pe lor au ajuns până la mine și vreau să te duci să-i scoți de acolo. Și Moise a zis, trimite-vă cine vrea, nu sunt vrea. Eu sunt gata, nu știu vorbi. Și atunci Dumnezeu îi spune, și ai mână Moise. Toiagul, aruncă. Când aruncă, se face șarpe. Cu acesta ce vei face lucrări acolo. Vreau să vă spun foarte clar. Moise știa că Dumnezeu întrece inima lui Faraon. Din ce cauză? Ca să se facă numele de slavă Dumnezeu mare pe tot pământul. Și-a spus, eu voi împetri inima lui Faraon. Dar după semnele și minunile care voi face, Faraon vă va izgoli. Și doi, voi nu veți ieși de acolo cu mâinile goale. Voi veți șefui pe egipteni, pentru că Domnul vorbea lui Avraam cu mii de ani înainte de exodul acesta. Când Dumnezeu i-a spus, în momentul în care era cea altarul, cea pe altar, că poporul tău va fi rob într-o țară străină 430 de ani. Dar pe poporul care îl va ține rob, îl voi judeca eu cu Dumnezeu. Cu mari judecăți. Și îl voi scoate poporul de acolo, nu cu mâinile goale. Cu mari binecuvântări, cu mari povestiri. Și acum îl găsim pe Moise, care știa că Dumnezeu te trește inima la Faraon și el se mânie. Măcar că știa. Merge la Faraon și îi dă demonstrație și aruncă toiagul și tăiașele voștori, le inițiași toiagul lui Aron. În momentul ăla, Faraon își trește inima. Dar Moise cumva se mânie. De ce nu lasă popor? Și trec urgiile la după alta, când ajunge la urgia a 10-a. La urgia a 10-a, Dumnezeu îi spune lui Moise, spune poporul, în seara zilei a 10-a, să ia fiecare familie un iep sau un miel de un an fără cusur, să-l păstreze până în a 14-a zi a lunii întâi, când seara să-l înjunghie. Când îl înjunghie, tot să fie în casă, ușile să fie încuiate, o parte din sânge să fie oprită într-o stratină, să fie un strat de sus și ușor de ușii și restul să fie vărsat și îngropat la pământ, iar mielul, dacă sunteți prea puțini familie, două familii care sunteți apropiate, să-l mâncați tot, oase, oasele, să nu fie niciun os frânt.
pe fiice și pe neveste să cerșească de la vecini vase de aur, argint și haine scumpe. Că atunci când vedeți și să le știți cum e lor. Și tot acest ritual îl știm cu toții că se păptește. Dar revin. Când Moise se duce în fața lui Faraon și îl înfruntă pe Faraon în față, lasă poporul să se ducă în pustie să sărbătorească o sărbătoare în cinstea Domnului. Această provocare spusă în fața lui Faraon îl putea să avească pe Moise. Dar Dumnezeu era cu Moise. Și acum, cu Dumnezeu, la textul de care l-am citit în 2 Cronici, capitolul 7-14, și vreau ca fiecare din noi să merităm asupra acestui text. Din nou se face referință în cuvântul acesta la poporul meu. Dacă poporul meu, peste care este chemat în numele meu, se va smeri. Primul lucru. Poporul Domnului din vremea noastră, Iemen. Poporul Domnului a plecat în apostazie, în lepădare de credință. Păcatul mândriei îl întâlnim la tot pasul. Vreau să vă spun foarte clar din ce cauză a fost aruncat din rai, din cer, din împărăția de zeau. Lucifer. Îngerul lui. Din cauza mândriei. În Ezechiel 28, Biblia spune Heubim ocrotitor. Ți s-o mări faima prin negoțul pe care l-ai făcut. Și ne duce așa că el l-aruncă jos în pământ să ne testeze pe noi. Și primul lucru pe care îl constată Domnul în biserica primară din ziua de astăzi, de vremea de acum, este că poporul Domnului nu-i smerit. Poporul Domnului este arogant, este mândru, este imoral, este străcat. Poporul Domnului care trebuie să fie sfânt pus deoparte pe Domnul, posează să facă altceva. Nu că toți sunt așa, nu fraților. Asta este o consecință a bunăstării. Bunăstarea, confortul, face în noi lenevia spirituală să fie mai atâtă ca oricând. Când oamenii ajung la o bunăstare oarecare, nu mai au timp de casa Domnului. Nu mai au timp decât de ospețe, distracții și plăceri de moment care duc în final moarte veșnică. Și aș vrea să mă uit la această primă condiție. Aici, în acest citat din Cronici 2:7-14, Dumnezeu se revelează lui Solomon. Și vreau să mă uit dumneavoastră puțin la drepturile împăratului. Pentru că mă interesează foarte mult. În cartea de Deuteronomului, capitolul 17, de la 14 la 20, dacă voi veți răspăi, eu mai citesc, ca să câștig timpul. Acolo Dumnezeu îi face niște precizări. Dreptul împăratului, împăratul care va fi ales peste Israel să conducă, n-are voie să se mai întoarcă în Egipt. Prima condiție. Dacă ai fost scos din Babilon, ai fost mântuit prin moartea lui Hristos pe cruce, prin credința în sângele lui, Domnul vrea
mine și Domnul să facă cu știa toată că râpna casei tale mă mănâncă pe mine. Câți dintre voi aveți foc în tărg? Că știți că e joi seara, că e duminică seara, că e duminică dimineața, că e vinerea seara la rugăciune. De câțiva tărgile, dacă v-ar arde tărgile, biserica asta ar fi plină. Dar problema este că nu mai există acea dorință, nu mai există acea dragoste de a veni în curțile Domnului. Alt lucru, smerirea de sine înainte Dumnezeu și a cuvântului Său înseamnă recunoașterea de către cineva a sărăciei spirituale. Te recunoști că ești sărac spiritual. Te recunoști că ai sărăcit încetire. Nu mai ai curs de citit. Nu mai ai curs de ascultat. Nu mai ai curs de împlinit. Nu mai ai curs să vii la lumea. Nu mai ai curs să crezi. Nu mai ai curs să reciți. Nu mai ai curs de nimica. Domnul să facă ca fiecare din noi să flămânzească și să înseteze după neprihănire. Fericire cei săraci în Duh, căci Dumnezeu ce oferă bogății, binecuvântări. Te întreb cum te vezi? Te vezi bogat sau te vezi sărat? Eu văd că sunt sărat și aș vrea să fiu îmbogățit de Dumnezeu. Și Domnul să facă ca fiecare din noi să flămânzim și să însetăm după neprihănirea lui Dumnezeu. Domnul fie să își lăudăm. A doilea lucru pe care cere Domnul în cuvântul din 2 Cronici 7:14. Să te smerești. A doilea, se va ruga. Poporul peste care este chemat numele meu se va ruga. Primul lucru, nu mă pot ruga până când nu-mi vin în fire, până când nu mă smeresc, până nu constat că de fapt sunt o epavă, că de fapt sunt un chimbal zângănitor, că de fapt în mine nu mai locuiește Dumnezeu. Îl caut pe Domnul și nu-l găsesc. Bat la ușa durării și nu răspunde. Se întâmplă că insist că se smeresc și fac șerpe, aduc pe altar și nimic. De ce? Pentru că Domnul a părăsit trupul meu. Trupul meu trebuia să fie un templu al Duhului Sfânt în care să locuiască El în toată plinătatea. Dar pentru că eu am făcut El templu unei curve sau unui curvar, Domnul m-a părăsit. Domnul nu-și împarte slava cu Dumnezeii poporilor scumpilor. Fiecare om să mă înțeleagă. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă semeni în Duhul, vei secera viața veșnică. Dacă semeni în fia pământească, vei secera moarte veșnică. Ce vreau să spun, pământul nu rezolvă problema. Unii cred că dacă mor, am trecut de neființă și am scăpat. Nu, nu. Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun, că toți va trebui să vă îmbătișați înaintea tronului al lui Dumnezeu pentru binele sau rău pe care ați făcut în trup, să dați socoteală. Și acum te întreb, nu te îngrozești. Ne uităm aici, poporul care se va ruga. Prima condiție, trebuiește să strige către Domnul. Strigă către Domnul căci El te ascultă. Te întreb acum, ești smerit? Ești umil? Că cei smeriți, Domnul spune că e bine cuvântat și dă har. Celor mândri, ce spune Dumnezeu cu ei? Mândria merge înaintea pieirii. Și n-aș vrea să piară nici unul. Pentru că e prea mândru, prea orgolios, prea mare eul din el. Acești doi uriași fie apământească eul să fie răstigniți împreună cu poftele și patimile lor. Și Domnul să-i ajută aceasta. Amin. Trebuie să mă rog cu disperare pentru îndurare. Când te rogi, după ce l-ai pierdut pe Domnul, cum o faci? Cu strigăte mari, cu lacrimi, cu plânse, ca Domnul să te milostivească, pentru că știi că Domnul e un Dumnezeu îndurător, milostiv și drept. El ascultă pe cel ce vine la El. Nu îi zborește hală pe nici unul. Pe toți îi primește. Dar te întreb acum, constați că Domnul s-a depărtat de tine. Constați că Domnul s-a răspândit la rugăciuni. Constați că Domnul s-a răspândit la cuvintele pe care le adresez. Constați că e salvă în tot ce faci, nu mai găsești plăcere. Simți că tot ce faci este moarte. Și acum Domnul spune, trebuie să depindă întru totul de El. Adică rugăciunea mea o adresez strig lui Dumnezeu, singurul care poate să dea rezolvare problemei arzătoare. Mai mulți să apelează la Sfântul Pavel, la Ioan, la Petre, la Maicile Domnului, Maica Domnului și la alte maici. Vreau să vă spun clar, fiecare este dator să vină la unicul care are nemurirea, are puterea în cer, pe pământ, sub pământ, să facă grație, iertare, îndurare, sfințire, părțire, mântuire. Și acela este Iisus Hristos.
vindecarea trebuie să se încreadă în El, în vederea intervenției. Când te rogi, crezi că Domnul te ascultă, crezi că Domnul poate, crezi că Domnul e milostiv, crezi că Domnul se oprește la strigătul tău. Mă uit la orbul Bartimeu, trecea Iisus la intrarea Ierihon și orbul acesta era la intrarea acolo și striga: ai milă de mine, fiul David, Iisuse, ai milă. Ucenicii îl mustrau: taci, mă, trece Iisus de Nazaret, taci! Dar el și mai tare. Un lucru știe în el. Iisus de Nazaret poate. Și când îl cheamă la el, crezi că pot? Cred! Crezi? Toate lucrurile sunt putințe de cel ce crede. Ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Capăt vederea. Și chiar în momentul ăla, și-a căpătat vederea. Dar el face lucru. Sare, era jos. Sare în picioare. Mai face un lucru. Ia hai de el. Vreau să te întreb. Ești dezbrăcat? Domnul spune că mireasa lui trebuie să fie îmbrăcată în orice vreme. În chinul subțire. Care sunt faptele sfinților în neprihănire. Și să aibă unde lemnul de cap. Candela să fie plină. Vestimentația, încălțământul. Fiecare minte să fie încinsă cu adevăr. Ce vorbești? Ce cuvinte folosești? Duplex? Din cuvintele tale. Matei 12, 36, vei fi scos sau vei fi introdus în veșnicia Dumnezeu. Și acum vrea Dumnezeu. Se va ruga. Trebuie să strige primul lucru. Cât ai făcut ultima dată? Cât ai strigat la Domnul? Mulți nici nu mai strigă. Din ce cauză? Știu că păcatul lor, care l-au făcut deliberat, cu voia, ia despărțit de Domnul. Vreau să vă spun foarte clar. Mucul care mai fumecă, trestia frântă, e lor pe tot, nici mucul nu schimbă. Și dacă tu ai căzut, îți recunoști păcatul, vinovăția, ticăloșenia și apelezi la tronul Harului, la Iisus, care poate da grațiere. Nu se coastă. Eu cu cuvântul. El e cu iertare. El e cu mântuirea. El e cu viața veșnică. Pe mine, care vine la el, spune Biblia, că el nu-l izbunește afară. Îl plânește. Și mă uit aici, te rogi cu disperare. Ai ajuns să-ți usperi lacul acri. Ai ajuns de majocura fraților tăi, vecinilor tăi. Ai ajuns să nu mai ai pâine pe masă. Ai ajuns să nu mai ai liniște în cartea ta, în oasele tale. Focul lăuntric de mistui. Ai ajuns ca David? Ce spui David? Până nu mi-am mărturisit păcatul, un foc lăuntric mă mistuia. Tot trupul meu a ajuns o coptură. Nu mai era nimic sănătos în trupul meu. Dar, în urma mărturisirii păcatului, ce-a făcut el? El m-a iertat. El m-a grațiat. Și cum o face David? În abuzul tuturor. Pe David nu l-a interesat că e împărat, ci că Natan e proroc, că a tăbărat mântul și a rugat la fiomul. Când îi spune acea exemplu cu cei doi, bogatul și sărat, cu oițele lor, și Natan îi spune, tu ești el. Dar nu zice el, că nu e. David spune, eu sunt. Acum te întreb, ce păcat ai făcut când l-ai făcut tu? Ce l-ai făcut tu? Că stau de vorbă cu mulți oameni și îmi spune, am păcătuit, dar nu eu. Deci recunosc că am păcătuit, dar nu eu, dar ce? Sau auzi pe alții spunând că am păcătuit fără voie. Wow! Nu există păcat fără voie. Păcat fără voie este la când mergi la pădure cu un prieten, cu frate, să dai leagă și topoul care îi tot să te încoadă, fără a-l vedea că caută el. Și lovește pe frate și omor. El e fără voie. E clar că e fără voie. Dar, condiția și acolo, să nu fii într-un frate. Să
să-i fac dreptate. Din ce cauză? Pentru stăvința ei supărătoare. Și Domnul vrea să-i facă afirmația că și noi, care suntem răi, știm să dăm dar spre copilul noștri cu cât mai mult, Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și facă Dumnezeu ca fiecare din noi să perseverăm în rugăciune pentru primirea Duhului Sfânt. A treia condiție din 2 Cron 7:14 va căuta fața mea. Ce înseamnă să căutăm fața Domnului? Poporul Dumnezeu trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. În momentul în care l-ai abandonat pe Dumnezeu, i-ai abandonat fața. Fața lui Dumnezeu înseamnă să mă întorc cu fața spre El și să merg țintă la El. Domnul spune, noi trebuiește să privim țintă la căpetenia de săvârșire credinței noastre, ci să alergăm cu stăruință în alergare care stă în față. Și Domnul ce va face? Dacă nu vom crede de oboseală, ne va da posibilitatea să apucăm premiul meu cerești. Pentru că Domnul dă harul binecuvântarea și domnirea celor ce vin la El. Și am înțeles un adevăr că Domnul, ca să nu-ți pierzi nădejdea, mântuirea, să nu te pierzi pe cale, El face ca lumina lui să strălucească în calea ta. Și mergând că de lumina aceasta, să poți să răspii. Va căuta fața. Deci poporul Dumnezeu trebuie să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima. O condiție. Și doi, să tânjească după Dumnezeu, după prezența Lui. Adu-ți aminte când erai în legătură bună cu Domnul și când Domnul îți dădea îndemnul inimii și când Domnul se prezenta în visele tale, în cuvântul pe care îl citeai, în rugăciunile tale și te mângâia. Ce minunat era! Și în momentul în care ai păcătuit de eliberat, Domnul te-a abandonat, te-a părăsit. Te-a părăsit și acum îl cauți, caută fața mea. Pune condiția asta în cartea cronicilor ca o condiție prealabilă de întâlnire cu Dumnezeu. Poporul Dumnezeu trebuie să se întoarcă la Dumnezeu care nu oboseaște iertând. Nu te întorci, nu ne teme că El nu sunt nici noi. Domnul vrea să te întorci. Al doilea lucru, din toată inima și să plângești după prezența ta. Și nu doar să încerci să scăp de năcați. Oamenii când sunt de năcați, par așa de motivați să fie la adunare. Par așa de motivați să cânte. Par așa de motivați să recite. Par așa de motivați să ascunde frâncile. Vreau să vă spun foarte clar. E bine că ești la adunare, asculți, asculți, dar dacă le faci doar să te atingi scopul, să determini pe Dumnezeu să-ți dea binecuvântarea în căsătorie, să-ți dea binecuvântarea la examene, să-ți dea binecuvântarea la locul de muncă, te înșeli amarnic. Cel ce cercetează inimile și renunții și cunoaște cuvintele mele înainte să-mi iasă din gură. Nu știe El ce este înăuntru meu? Duhul meu și Duhul Domnului știe ce este înăuntru meu. Și acum te întreb eu, când stai la Dumnezeu mai aproape? Când vine mai aproape Dumnezeu? Că ești încercat, că ești bolnav. Când îți lipsesc bani, când îți lipsești vita, când n-ai înțelegere în casă, atunci frații spun, frate, roagă-te, nu mă înțeleg, frate, roagă-te, am trecut un examen, frate, să trecești cu niște bani, mai am bani. Și vreau să vă spun, noi să vin imediat, greșit. Greșit. Când Dumnezeu lovește o sară cu intemperii, când Dumnezeu îngăduie cu tremuri, inundații, nu face că îi place să pedepsească. Să mă înțelegi foarte clar. Dumnezeu o face ca să trezească națiunea. Ca să aducă pe oameni din întuneric la lumină. Domnul, de fapt, vrea mântuirea fiecare din noi. Și vrea să ne mântuiască cu orice preț. Dar noi oamenii ce facem? Stărim în ajutorul lor, le facem case. Le dăm hrană, le dăm îmbrăcăminte. Nu-i rău. Dar împiedicăm întoarcerea. Pentru că dacă e lăsat în necas, să-și rezidească casa în nimic, atunci zice, strâng la Dumnezeu. Că nu că s-o vin la Dumnezeu. Și uitați-vă dumneavoastră, acolo unde este necinstirea lui Dumnezeu, acolo unde oamenii înlocuiesc pe Dumnezeu și închinarea lui Dumnezeu, merg la închinarea la oameni, acolo trece Dumnezeu. Trec calamități, trec cutremure, trec necazul. Domnul să ne dea înțelepciune să înțelegem că aceste lucruri sunt ca urmare a refuzării omului să se pocească de voi de nevoie. A patra condiție se va abate de la căile lui rele.
dăruiește aur și argint, ca să nu te îndepărtezi, să nu te ducă robit. Solomon e care să-l facă. Are 700 de creiese și 300 de slușnici. Nevestă. Are cai și voi. 4.000 de cai și 1.400 de căruțe. Are aur mai 766 talanți vinea pe an la vara de gusto și 420 la liș. Are ce-și mai spun? S-au întors la Dumnezei poporul pătrân, moabite, amonite, cheoși, boab, rușe cu stiri. Le face temne, le face altare, să închide, să spurcă. Vă întreb acum, Dumnezeu vorbește în Solomon, acest este adevărul. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, se va căuta fața mea, și acum vine, se va abate de la căile lui rele. Hai să vedem acum ce înseamnă abatere. Poporul Dumnezeu trebuie să se căiască în mod sincer prin părăsirea tuturor păcatelor. Părăsirea idolilor, Dumnezeilor. Oamenii înlocuiesc pe singurul Dumnezeu adevărat cu icon, cu un chip pictat. Și merg și se închină. Și merg și dăruiesc. Dumnezeu e un Dumnezeu a celor vii. Oamenii fug la oasă. Să închidă la noștri. Vreau să vă spun, este împotriva lui Dumnezeu. Și chiar m-am tot gândit ca om așa. Dumnezeu este împotriva mutilării unui om. Tot aud așa, că așa și eu ca voi, voi și eu om, că mâna lui unul o s-a dus în orice biserică. Cum l-a putut mutila asta? La unul a dus mâna, la altul piciorul, la altă parte de mult, la altă parte. Frață, nu mi se pare ca să se potrea Dumnezeu. Și spune ei că ar trebui semne și minuni. Vedeți dumneavoastră? Domnul spune, poporul Dumnezeu trebuie să se crească în mod sincer, prin părăsirea tuturor pe care vă spune și a tuturor formelor de idolatrie. Câți dintre noi se închină Doamnului Dumnezeu? Și studiesc Doamnului Dumnezeu. Mulți se închină pântecele. Toată închinarea lui este să se închină prin pântecele. Nu știa altceva decât m-am urat. Duminica la lucru, zora la lucru, lunea la lucru, la lucru. Nu-i rău că muncesc, compune. Dar Domnul spune, ziua mea, să nu faci nici o lucrare. Nici tu, nici robul, nici roba, nici nevastă, nici copii, ziua mea să mă cinstești. Domnul se limiteze. Să renunțe a se conforma chipului lumii. Tot mai mult ia chipul lumii, chipul nou. Mă uit la fiecare din noi. Pocăința asta, când a început, era de o minință rară. Pocăiți-ne croștenți pe drum de altă sănță. Și pocăiți. Acum nu mai e nicio diferență. Mai ales vara. Vara știți cu toții că capul e năpârlesc. Pică blana după el. Oile își păstrează blana vară iar. Din care categorii se zice? Când mai vezi oițe, voi, nerușeni, vezi numai capul. Pentru că oamenii iubesc chipul lui. Până când copilașilor trebuiește să sufăr durerile nașterii, spunea Pavel în Galateni 4:19. Până când va lua Hristos chip în voi? Hristos vrea să ia chip în noi. Să semănăm cu El și în vorbire, și în trăire, și în înfățișare. Ceea ce este înăuntru, se vede ce este lui. Dacă înăuntru e Hristos și vestimentația de afară e tot Hristos. Dacă Hristos nu e înăuntru tău, și afară de fica lui. Și acum chipul ăsta trebuie să se renunțe la el. De dragul Domnului nu s-a criticat de voi. Puteți să mă părăsistăți, dar eu nu-l părăsesc. Să fie clar. Mulți au zis, tu ești prea exigent. Nu! Iisus, care ne-a încredat Evanghelia părăsiei și a zis, dacă vei scoate, scot parte de vom vieți. Dacă adaugi, adaug urgii. Și acum am rămas în Domnul, pred strict cuvântul tău. Și Domnul spune că fiicele Sionului sunt mândre. Mândră! Mândria merge înaintea pe ei. De ce că au să mândre? De ce? Nu le place cum i-a făcut Dumnezeu. Vor cap în greset. De ce în loc de cap în greset, cap chiar. În loc de miros plăcut, putoare. În loc de brâu, ce? S-a strâng. În loc de haine largi, haine strânte.
picioarele cu clopoței. De ce fac asta? Ca lumea să se uite. Nu mi se pare că vorbesc într-adevăr? Trebuie să renunțăm la aceste apucături? Știu că nu sunt popular. Nici în cadrul familiei, nici în cadrul bisericii, și nici în cadrul fraților. Și nu-mi pasă. Nici Iisus nu a fost popular. Și mama lui și frații lui au zis, frate, l-au prins! Frate, l-au prins! Și au ieșit în minți. Nu-i în regulă cu el. Și eu mi-am ieșit în minți pentru Domnul. Doi. Și să se apropie de Dumnezeu pentru a căpăta îndurare. Iertare. Vreau să spun foarte clar. Nu răstignești eul tău. Firea pământească. Poftele lui. Nu poți fi smerit. Nu poți fi umil. Nu poți fi neprimit. Nu poți fi adevărat. Adevărați sunt copiii care și-au răstignit firea pământească, care trăiesc. Dar nu e. Hristos în ei. Domnul trebuie să fie lăudat. Când cele patru condiții ale lui Dumnezeu, referindu-se la trezire spirituală și instaurare, sunt întrunite, atunci, promisiunea vine așa, redeșteptarea și trezirea la loc. Vă întreb pe fiecare dintre voi, poate Dumnezeu produce naștere din nou în omul meu? Nu știu, piedică în calea trezirii spirituale de biserica mea. Puneți întrebarea fiecare dintre noi. Vorbirea mea, îmbrăcămintea mea, limbajul meu, gândirea mea, trăirea mea, nu se opetică în calea redeșteptării trezirii? Pentru că Domnul vrea trezire spirituală și trezirea spirituală să înceapă cu individul, cu mine și cu fiecare dintre noastre. Și Domnul spune, prima lucru ca confirmare că dacă o pom peste care este chemat numele Domnului, se smerește, se roagă, caută fața Domnului, se vaia Domnului. Primul lucru, Dumnezeu va părăsi mânia sa față de poporul său. Va asculta strigătul lor disperat și va lua aminte la rugăciunea lor. Prima condiție, că Dumnezeu care a fost mânios pe mine, din cauza păcatului meu, neascultării mele, nevegherii mele, va înceta să mai fie mânios. Prin asta voi cunoaște că Dumnezeu m-a iertat. Că Dumnezeu m-a iertat. Că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Ești curios? Hai de curat! Dumnezeu va părăsi mânia. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricăror decizii al lui Dumnezeu. Roman 1, 23. Mă întreb acum. Mânios e Domnul pe mine? 100%. Mânios e Domnul pe voi? 100%. Din ce cauză? În loc să ne închinăm, să ne rugăm, să slujim pe unii cu Dumnezeu adevărat? Slujim icoane. Slujim. Pentru noi mai important e pruncul. Fata, nepotul, fata sau soție. Dumnezeu, în noi toți să fie mai important. Primul Dumnezeu, a treia Dumnezeu, a treia Dumnezeu. El primul toate. Și Domnul se așa așa. Dumnezeu va părăsi mânia sa față de poporul său. A doilea lucru. Va asculta strigătul lui disperat. Nu mi se pare că strigăm. Și strigăm ca la niște urechi surde. Domnul n-ascultă. Domnul nu răspunde. Domnul nu se identifică cu problemele mele. Din ce cauză? Îi mânios Domnul împotriva mea. Domnul vrea să-mi spună, întoarce-te, pocăiaște-te, tâncuiaște-te, bate în piept cu pumnii, plânge, răcnește, strigă, ia îndurare. Și dacă îi faci așa, sunt convins, dacă îl vei obosi, el se va îndura prin Dumnezeu. Și va lua minte la rugăciunea lor. Doi, prima dovadă a trezirii constă în faptul că Dumnezeu începe să asculte. Te întreb, când vorbești cu Dumnezeu pe genunchi, ești conștient, pentru că trebuie să fii, te ascultă? Crezi că cuvintele tale sunt înaintea lui? Eu în momentul în care mi-am pus genunchi jos, în momentul ăla știu că vorbesc cu el. Eu sunt conștient. Știu că în momentul ăla, ochii lui, urechile lui, sunt ascultă. Pentru că toată viața mea, vreau să nu dezamăgesc. Vreau să stau acolo unde mă pus el. De aceea, în fiecare dimineață, când mă deșteaptă la două, la două dimineața, genunchii mei sunt acolo. Inima mea este acolo. Și sunt la dispoziția lui și Doamne, sunt la dispoziția ta.
și rugăciuni. De câtă vreme te rogi și n-ai primit nici la nici semn că Dumnezeu ascultă, că Dumnezeu e sol, că Dumnezeu se identifică cu tine. Problema este că n-ai venit înaintea Lui cu ființa ta ca o jertfă de sfântă plăcută. Nu te-ai căit, nu l-ai convins că-ți pare rău, nu ai poci, n-ai plâng, n-ai strigat, n-ai urlat, nu ți-ai bătut pieptul cu pumnii. Dacă vei face așa, rugăciunea ta va ajunge pe altar și El se va gândi să-ți vină la ajutor să-ți dea răspuns la problemele tale. Vreau să spun, nu l-am văzut pe Dumnezeu niciodată să respingă strigătele unui necăjit, a unei vădre, a unui sărman nenorocit. Dar, dacă nu se conformează de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu răspunde. Și să arate milă față de poporul său. Domnul este milostiv și drept ca să ierte păcatul fără de legea. Dar El nu este milostiv în orice conjunctură. Fii foarte atent. Unii cred că lui Dumnezeu îi place mila și s-a durat el de mie chiar dacă eu nu mai fac din păcatul meu. Nu. Nu. Rupte-o cu păcatul. Rupte-o cu fără de legea. Rupte-o cu idolatria și moralitatea. Începe o viață nouă. Pune-mă la încercat. Și vei vedea, zice Domnul, că voi deschide săgeaturile cerurilor și voi turna ploaie târzie și timpurii. Și vei căpăta belșug de binecuvântă. Domnul nu dă cu pipeta, frate. Unii oameni cred că Domnul dă cu pipeta aer. Cu pipeta tână. Mâncare. Domnul toarnă din belșug din belșug. Mă uit acum. Vreau să repet. Prima dovadă a trezirii constă în faptul că Dumnezeu începe să asculte. Unde a fost Dumnezeu? Când pruncul meu a murit în accident, auzi afirmația asta. Unde a fost Dumnezeu? Când mamă la 15 prunci a murit. Unde a fost Dumnezeu? În același loc vă dau răspunsul. În care era și când Iisus era în Calvar pe cruce. Încărca cu păcatul meu și păcatul tău. Și momentul ăla, Iisus pe cruce, Dumnezeu și-a întors spatele. Și Iisus a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Eu am venit să fac voia ta, Dumnezeule. În sub cărți este scris despre mine. M-am încărcat cu păcatele omenirii întregi. Le-am dus la Calvar să mor cu ele împreună. Ca toți ăștia să nu mai moară. Să treacă din moarte la viață. Și acum mă duc la doilea răspuns. Pentru că la acest adevăr din 2 Corinteni 7, 14, am 3 răspunsuri. A doilea răspuns. Dumnezeu își va ierta poporul său, îl va curăți de păcate și va restabili prezența, bunăvoința, neprihănirea, adevărul Sfințenia. Dovadă că eu m-am stărit. Dovadă că eu m-am rugat. Dovadă că am căutat fața. Dovadă că m-am abătut la cel rău. Domnul, Dumnezeu, va ierta poporul. Va ierta păcatul meu. Va ierta, va curăți de păcate. Sângele Lui are aceeași valoare ca în urmă cu 2000 de ani. Pentru mine și pentru voi toți. Alt lucru. Răspundul 3. Dumnezeu își va vindeca poporul său. Și țara Domnului. Pentru mine e foarte important. Ați urmărit? Prima dată Dumnezeu vrea să intre în legalitate cu El. Vindecarea spirituală. Vindecarea duhovnicească. Abia ultima oară are în vedere vindecarea trupului. Pentru că Domnul vrea întâi mântuirea sufletului tău. Mântuirea trupului tău. Și apoi vindecarea trupului tău. Și vreau să spun că face Dumnezeu o promisiune că va binecuvânta țara cu ploaie târzie, ploaie timpurie. Adică va revărsa Duhul Sfânt și mai versetul 5 care l-am citit acolo spunea foarte clar și știa că ochii lui și urechile lui vor fi deschise de acum. Vor fi luat cu la minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Te întreb, ai știut că ochii Domnului și urechile Domnului sunt aici? Ai știut că ochii și urechile lui sunt deschise la rugăciunile care se fac în locul acesta? Ai știut că Domnul ascultă rugăciunea? Ai știut că cei ce vin la rugăciune sunt parte din trupul Domnului? Domnul spune, voi sunteți mădulare vii în trupul meu, dacă în voi locuiesc.
acolo, pentru ca eu și voi să avem intrare slobodă la Tatăl. Mă uit acum la Ezechia, când prorocul Isaia merge la el să-i spună, puneți casa în rânduială, că vei muri. Și el se întoarce cu fața la perete și încerc să spună, a dus amin! Am umblat înaintea ta! Am făcut acudare! Spune Domnul Domnul așa? Nu spune. Domnul nu va ține rugăciuni sincere. Trebuie pe Isaia, Isaia, întoarce-te la voi! Spune-i lui Ezechia, te-am auzit rugăciunea. Ezechia, vei mai avea 15 ani adăugați. Și momentul care Dumnezeu adaugă anii, Ezechia face capa vieții lui. Mândrie. Mândria ia pe dinainte. Vine babilonieni la el, trăiși lui Sanerit, Baladan, să-i uleați la mulți ani, să-i duc un cadou din partea bratului, că vezi, Doamne, vă stă în sărbășirea lui. Să-l încerce și Dumnezeu, ce vă Dumnezeu pe el. Lungă din greșit de zânie. Să vadă pe Ezechia, că rămâne Ezechia ăla cu oameni la pereche, sau Ezechia ăla mâine. Și Ezechia, în loc să îi țină pășe în frâu, le arată toate bogățiile care le are în casă, toate averile, toate ascunzișurile casei lui. Și vine prorocul Isaia și întreabă, ce-au văzut ăia la tine acasă? Tot! Ai lucrat ca un nebun. Ca un nebun. Măcar și el, bine că nu e în viața mea, bine că eu îi pun liniștit, și a venit în casă cu stăprunci, un om arogant și mândru. Care din voi ați vrea ca în timpul vieții voastră să fie încercări, dar nu-și voi explica că cruci să fie măcați prin focul și prin încercări. Vedeți voi, aroganța, mândria, când el se smerește, când el se roagă, când el plânge, când el face promisiunii Domnului, întoarce prorocul din drum și spune, mai adaug 15 ani. Uitați-vă, în momentul în care Sanerib amenință cu invadare lui Iuda, au mai rămas câteva cetăți acolo în jurul lui. Și Sanerib trimite acolo la oamenii lui Ezechia, oameni care să-l amenințe. El e mic atunci. Ia biletul la propriul Isaia și merge de luni din casa Domnului. Ridică biletul sus către Dumnezeu și zice, vezi, Doamne, ăștia au bașocorit numele tău. Au bașocorit poporul tău. Vin să ne nimicească. Și Dumnezeu ia aminte. Isaia trimite răspunde și spune, nu tu. Îi va veni o veste din țara lui. Se va întoarce. Și în țara lui, în casa Dumnezeului său, va fi omorât de cei din pântice lui, care au ieșit cei din pruncea lui. Și vreau să vă asigur din adevăr. Ești pregătit să dea Domnul rezolvare cauzei tale? Domnul cere 4 condiții. 1. Să te smerești. Vreau să te întreb. Se pare că e smerit? Ce o smeriți Domnule de har? Vreau să te întreb. Capul smerit este ocolit de sabie. Capul înălțat este tăiat de sabie. Unde ești? Ce ai ca să nu fie dat Dumnezeu primit? Pentru că n-am nimic de la mine. Tot ce am, tot ce sunt, sunt datorită Lui. În vremea asta, dorința lui Dumnezeu este să facă crescere spirituală începând cu mine. Începând cu voi. Domnul vrea în final să ne tămăduiască sufletul, duhul și trupul. Acum te întreb, ești bolnav spiritual? Ființele, recunoaște acum lăuntul tău. Există în tine acea vină? Îți pare rău? Că dacă nu există vină, nu există căință, nu există pocăință. Nici Dumnezeu nu se îngură. Domnul să facă să lumineze fața lui peste noi. Și tot ce-i cer pe numele Lui să ne dea. Vreau să închei cu o ilustrație. În momentul în care Domnul hotărăște să-i se reveleze un Pavel. Pavel, acest om învățat, școlit, la picioarul Gamaliel, era pe drumul Damascului. Avea în puternicire de la mare preos că dacă va găsi pe cineva umblând de care avea, să-i lege și să-i ducă la Ierusalim să-i aruce în temniță. Și el era în călătoria asta, conform textului din Fapte 9, și mergea pe drumul de masă cu putem cel mare preoț. În urma prigonirii și omorârii lui Ștefan, găsim cu toți scris cuvântul acesta în Fapte 7,
unde la picioarele Saul erau puse hainele celor ce urmăreau pe Ștefan. Și în momentul ăsta, Saul prigonea. De ce o prigonea biserica Domnului? El credea în religiunea lui că face un serviciu Domnului. Uite-te în viața ta! De ce prigonești pe Domnul? Uite-te în viața ta! Pentru că tu în loc să-i aduci glorie Domnului, îl prigonești. Îl tironești. Îi bați tiroane în mâini. În loc să se caonizat, biserica asta e un model. Vede noi altceva. Și în momentul în care Saul mergea înflăcărat de Duhul ăla, făzăduce din el. Dar el credea că face o slujbă Domnului. Domnul îi se revelează. Când te la amiaz, când soarele lumina pe cer mai puternic ca oricând. Dar spune Biblia că în momentul în care soarele Dumnezeu l-a luminat pe el, a fost de 7 ori mai mare ca lumina zilei. El sau a fost lumina de mare. Și l-a fost. Ceilalți au auzit doar clasul. Și el, din vârful cămilei, pică cu fața la pământ și întreabă cine ești, Doamne? Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arăși cu piciorul în fânta buși. Vreau să te întreb, când glumești cu pocăința, când bei pahar, când minți, când furi, când înșeli, pe cine prigonești? Păi el nu. El bat jocul nu se lasă. Te pite. Ia minte să rog. În momentul în care aduc la adresa Dumnezeu o cap, prin viața mea, prin comportamentul meu, prin vorbirea mea, pe mine, de fapt, mă o sândesc. Pe el nu-l pot o sândi. El o biruit o sânda. O biruit doar. O biruit botul morții. El o biruit pe toate. Și Iisus vrea acum să spună pe drumul pe care mergi, e drumul care merge la pierza. Oprește-te! Calea mea este pe este luminată. Și toți că se merg pe ea, ajung în veșnicia mea. Dar calea asta nu se merge ușor pe ea. E plină, plină de obstacole, plină de pieci. Să nu te trezești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Și în momentul în care se ridică de la pământ, ochii lui măcar că erau deschiși și nu vedea. Aude glasul Domnului. Du-te în Damasc! În casa pe ulița dreaptă, acolo este găzduit Anania. Și el este apucat de mâini de doi tovarăși la lui și dus acolo. Dumnezeu se revelează lui Anania și spune, du-te în casa lui Simon, acolo e Pavel. Am avut să dă de realizare. Păi, mă duc. Încă și aici are puternicit la mare frumos să prindă, să lege, să ducă la temniță. Nu mă duc. Du-te! Că l-am ales un vas de cinste. Și doi, va suferi mult pentru numele meu. Când vin în armata lui Dumnezeu, tende, intră în armata lui, dar vreau să spun adevăr, lași aici familie, lași servici, lași pobor, lași frate, lași soror, că știi, însuțit aici, dar și prin coadă. Iar dincolo viață veșnică, vrei să fii scutit de prigoană? Te pocăiești de a avea prigoană. Nu te pocăiești de prigoană. Și acum te întreb, ce de aici? Facă Domnul să alegi împărăția, veșnicia. Și Domnul să le binecuvânteze pe toți. Amin. Ne ridicăm și mulțumim.